ne continuăm călătoria în Statele Unite ale Americii. Ne îndreptăm către Woods Hole, pe coasta Atlanticului, între Boston și New York. Este cel mai important institut oceanografic independent din Statele Unite, înființat în 1930. Liviu Josan a plecat din România în urmă cu 20 de ani. Este doctor în oceanografie. Contribuțiile i-au fost recunoscute de comunitatea științifică și de presa din întreaga lume. O nouă teorie a deltelor, o nouă ipoteză privind declinul civilizației Indusului, prima determinare a vârstei deltei Dunării. Ceea ce este surprinzător este că noi știm mai puțin în detaliu cum arată oceanul, fundul oceanului, decât suprafața planetei Marte. Are o autonomie foarte mare și viteză foarte mare. Deci este pentru muncă de coastă, pleci dimineața, vii înapoi seara. De ce sunt speciale aceste nave? Acesta cel mai mic și celelalte mai mari. Asta e special pentru această mobilitate care îți permite să nu stai pe mare dacă mergi 100-200 de kilometri în larg. Celelalte nave, cele mari, ce tip de echipamente au în plus? Celelalte nave care sunt la Woods Hole se numesc NOR și Atlantis. NOR-ul este o navă de cercetare tipică de clasă globală, care are autonomie pe parcursul întregului glob, deci poate merge de aici și cerceta în Oceanul Indian sau Pacific. Și de obicei fiecare cercetător își aduce echipamentul pe care și-l dorește, cu niște laboratoare mobile, sunt montate pe vas și așa se face cercetarea. Atlantis este o vas mai mic, dar tot este clasă globală și e dedicat submarinului Alvin, care multă lume îl cunoaște pentru că a descoperit Titanicul. Ține și de noroc să știi unde să explorezi? Absolut, în mod sigur. Da? În mod sigur. Să zicem că 50% e pregătire și 50% noroc. Și cât de mult contează documentarea și cât de mult contează analiza rezultatelor ulterior? Cred că sunt la fel de importante. De exemplu, în ceea ce facem noi în științele Pământului, te duci cu un plan de acasă și s-ar putea să vii cu altceva în loc. Liviu Josan a participat la numeroase expediții în Atlantic, Pacific și Oceanul Indian, pe continentul american, în Asia și Europa. În curând va pleca în Marea Japoniei. Bunicul meu a fost plutaș pe Bistrița și apoi a fost înrolat în Marina Regală. A fost rănit într-un bombardament sovietic pe nava Durostor și apoi a murit din cauza rănilor. Deci a fost atras de mare, taică mi-a fost și el atras de mare, a vrut și chiar a fost acceptat în marină. Probabil undeva lumina becul s-a aprins când auzeam poveștile astea. Este cel mai mare institut privat de acest tip, de oceanografie. Și face cercetare de top. Deci are acces la instrumentație, la mințile cele mai luminate din toată lumea. Ce-mi place mie cel mai mult aici este libertatea de care o are fiecare cercetător. Toți cercetătorii români pe care i-am întâlnit au spus același lucru. Au întâlnit aici o libertate pe care în Europa nu aveau. Asta este foarte adevărat. Am fost șocat, chiar ca și student, când am venit, câtă libertate există și cât respect există față de ultimul om din institut. Nu există o ierarhie, fiecare om este prețuit pentru ceea ce aduce bun. E vorba de încredere? Absolut, încredere. Pornești cu încredere. Nu îi pornești cu neîncredere. Singura chestie care te interesează, dacă îți vezi de treaba ta, este să-ți faci știința, da. E adevărat că nu trebuie să te gândești cum te gândești acasă. Sunt foarte îngrijorat
de colegii mei care țin legătura în România. Majoritatea grijilor lor sunt de natură, dacă mai am bani să cumpăr un reactiv mâine sau dacă mi ajunge salariu să trimit băiatul la școală. Deci e o bătaie de joc față de cercetătorii din România care fac cu adevărat cercetare. Dacă nu ești șmecher și să-ți aduci venit din alte parte, din altceva decât cercetare, nu ai ce căuta acolo, de-aia toată lumea pleacă. Studiile lui Liviu Josan au fost publicate în reviste consacrate și citate de National Geographic, Discovery sau New York Times. Acesta e depozitul de carote, de mâl, de roci, de pe fundul oceanelor. Din toate zonele? Din toate zonele, colectate de 1930 ani. De exemplu, astea sunt roci, bazalte de pe fundul oceanului. Aici sunt jumătăți de carotă, care sunt niște cilindri, tăiați în jumate și puși înăuntru. Și le stocăm pentru că nu se folosește totul când studiem, da? Și mai rămâne. Poate în timp, noi idei, noi metode apar și pot folosi. Pentru că asta costă o carotă cel puțin $5,000 să o iei, dacă calculez la nivelul expedițiilor. Iar aici frigider, unde se țin carote mai, care trebuie mai sensibile. Poate cea mai mare colecție de marea neagră din lume. Pentru că ce se întâmplă în România, le colectez și le anunci. E crimă. Crimă. De ce? Pentru că nu există astfel de... Da, nu există unde să le țin. Litoteca Institutului de Geologie a fost pur și simplu distrusă, au aruncat absolut tot. Din anii 50 erau colectate carote din foraje de peste tot. Suntem în laboratorul pe care îl conduc de scanare geochimică. Deci ăsta e un instrument care a fost primul de felul lui în Statele Unite. L-am cumpărat când am venit la Woodsall. A costat $500,000 la vremea aia. Acum e mai ieftin. Deci ce face ăsta? Ia o bucată de... Dacă ai un sediment, cum numim noi carote, colectat sub formă de cilindru din mare, și pe urmă tăiat în jumătate, are un senzor care se mișcă deasupra lui la o anumită viteză și măsoară la fiecare punct unde se oprește. Și îți spune compoziția chimică, un fel de tricorder, cum e la Star Trek, da? Dar puțin mai primitiv. Dar oricum, în loc să măsori timp de 6 luni pe acea carotă, să iei mostre de sediment, să le măsori cu altă metodă clasică, aici, în 6 ore, îți dă toată suita de elemente chimice pentru cât ai măsura în 6 luni. Se poate folosi pentru reconstrucții climatice sau reconstrucții, de exemplu, de uragane. Carota din acest tub este de la Periprava, în delta Dunării, din sub-delta Chiliei. Deci prima delta pe care a construit-o Chilia, cam, noi credem că acum 2000 de ani. Lucrăm efectiv pe ea acum și sperăm să aflăm mai multe rezultate foarte repede. Când am venit la Woodsall ca tânăr cercetător după doctorat, apare colegul ăsta, care nu-l știam decât după renume, într-o zi în birou, chiar aici eram, și zice, era după septembrie 11, după atentat. Și zice, te-am interesat să lucrezi cu mine în Pakistan. Zic, mă uit la el, e nebun, de unde a apărut ăsta? Zice, uite, am cunoștințe acolo și mă interesează râul Indus și știu că tu te pricepi la delte, hai să lucrăm acolo, nu e periculos, nu nimic.
Până la urmă, omul era foarte convingător, așa că cam în jumătate de an m-a convins. Tema cercetării era să înțelegem cum se transmite climatul musonic spre ocean. Deci interesul nostru era să reconstruim musonul pentru pe milioane de ani și cum asta se transmite în crearea de delte și de zone inundate. Pe noi ne interesa asta și din punct de vedere practic, pentru că întreaga zona Pakistanului trăiește datorită irigațiilor. Deci dacă nu ar exista Indusul, nu ar putea trăi nimeni acolo. Cum ai făcut conexiunea cu dispariția unei civilizații? Într-o zi ne-am decis să vizităm un site arheologic. Un sit arheologic se numește Mohenjo-Daro. Asta e faimos, a fost pentru civilizația Indusului. A fost unul din primele descoperite. Mohenjo-Daro înseamnă movila morților. Într-adevăr, un deal imens. Un gorgan. Mult mai mare ca un gorgan, ca maybe poate 30-40 de gorgane puse una lângă alta. Și săpăturile arheologice acolo arată un oraș întreg, cu străzi pietruite, cărămizi exact arată standard ca acum, cu canalizare. M-a lovit așa, a fost foarte vizual, foarte fizic. Și imediat, fiind așa uimit de ce văd acolo, zic, cum au putut dispare acești oameni? Mi-am dat seama că avem ceva de spus nou. Și anume? Și anume că schimbările climatice din zona respectivă sunt principala cauză a decăderii acestei civilizații. Deci râul Indus depinde de ghețari, după cum am discutat, din Himalaya și are niște inundații extrem de violente. Deci asta s-a văzut acum câțiva ani când 2 milioane de oameni au fost pur și simplu dezrădăcinați din cauza inundațiilor de pe Indus. Și ne-am dat seama că cheia pentru civilizația Indusului, care era o civilizație bazată pe agricultură, deci este una din cele 3 mari civilizații ale Antichității. Egiptul, Mesopotamia și Indusul. Ne-am apucat să studiem regimul inundațiilor. Oamenii nu mai puteau depinde de ele și se vede și în ce cultivau. În loc să cultive grâu și orz, cum îl cultivau când depindeau de inundații, au început să cultive linte sau alte chestii care sunt mai rezistente la lipsa de apă și care cresc în principal pe baza precipitațiilor, nu cu apă de râu. Și s-au mutat, au migrat, practic, au părăsit în masă aceste orașe și s-au mutat în sate la poalele Himalaya. Delta Dunării e o dragoste veche de când am avut ocazia să merg acolo chiar înainte de studenție cu părinții și pe urmă în studenție să fac practică. Deci lucrez de mult, de 2 decade în Delta. Și cel mai important lucru care cred eu că l-am descoperit este că e o Delta unică. E un martor al istoriei Mării Negre. Deci este o teorie foarte interesantă care spune că Marea Neagră s-a reconectat la Oceanul Global cam acum 9000 de ani printr-un dezastru care a inspirat în mintea oamenilor de atunci legendele potopului, care sunt în diferite culturi, nu numai în cea iudeo-creștină a lui Noe, în românește, deja o dau pe engleză. Dar în toate culturile majore există aceste, Gilgamesh, de exemplu, în Mesopotamia. Și există o ipoteză științifică că potopul a avut loc practic în Marea Neagră. Este o extensie a unei ipoteze științifice. Ipoteza științifică este că Marea Neagră a fost inundată catastrofal de apele Mării Mediteranei și extensia este că aceasta a fost afectat populațiile primitive din jurul Mării Negre și a dus la
expansiunea agriculturii din partea Anatoliei, a semilunei fertile din zona Mesopotamiei, expansiunii înspre Europa Centrală și Europa de Vest. Deci e mai mult o ipoteză. Partea științifică este numai această inundație catastrofală. Dar întotdeauna oamenii de știință au făcut conexiuni din cele mai variate domenii, nu? Așa cum ai făcut și tu atunci când te-ai ocupat de Valea Indusului. Exact. Nu? Iar în cazul acesta, cât de validă este ipoteza științifică că potopul a avut loc în Marea Neagră? Grea întrebare. Ne trebuie o mașină a timpului să știm exact. Deci e o poveste frumoasă pe care unii o cred, alții nu o cred. Eu, ca om de știință, vreau să testez dacă acea ipoteza științifică de inundare este adevărată sau nu. Deci ipoteza este a unui fost mentor al meu, profesor Bill Ryan de la Columbia University în New York. Am lucrat foarte mult cu el, dar datele pe care le-am găsit noi în Delta Dunării ne spun că a existat o deltă acum 9000 de ani în zona respectivă, care a fost inundată brusc. Dar inundația s-a fost la nivelul de minus 30 de metri, nu minus 90, cum era ipotezat de către Ryan. Deci asta înseamnă că inundația a fost ceva de ordinul a 10 metri maximum, nu 90 de metri, cum se spunea. Deci a fost o catastrofă, dar nu atât de mare. Dacă noi ne punem în pielea oamenilor care trăiau și făceau agricultură în zona respectivă, sau prindeau pește, sau trăiau în felul în care trăiau ei, și deodată avem peste cap tabăra sau coliba în care trăiam 10 metri de apă, e o mare catastrofă. Nu contează că e 90 de metri sau 10 metri. Cam care ar fi fost în această ipoteză lungimea țărmului inundat? Maxim 100 de kilometri, deci de ordinul a 10 de kilometri, maxim 100 de kilometri. Este o catastrofă. Este o catastrofă, da. Știm că în ce constă unicitatea din punct de vedere al florei, al faunei, în privința Deltei Dunării, nu? Și Custone a spus foarte multe și a onorat cumva România ocupându-se de această problemă. Dar în ce constă unicitatea din punct de vedere geologic? Din punct de vedere geologic este o deltă care ne-am dat seama chiar foarte curând, este construită în mare parte de om, de activitățile omului care au început în bazinul Dunării în urmă cu 2000 de ani. Deci romanii care și-au extins imperiul spre nord, în zonele germanice, în zona Daciei, au început să deforesteze, să taie păduri pentru cultivare, pentru agricultură. Iar când deforestez dealuri, munți, câmpii, chiar râurile se umplu de sedimente și transportă la vale tot solul pe care le erodează și îl depun la gurile râului, deci în cazul nostru la Dunăre. Am reconstruit istoria Deltei Dunării și am arătat că ea a crescut cu jumătate în ultimii 1000 de ani. Din cauza acestei creșteri fenomenale a solului erodat și transportat de Dunăre spre mare. Dar deforestarea a avut loc în amonte de în delta. Amonte. Deci spuneai că delta a crescut și s-a dezvoltat datorită acțiunii omului. Dar este numai rezultatul din amonte al unor... Exact, exact. Da. Un rezultat pe care nimeni nu se gândea că o să fie așa. Deci oamenii care fac agricultură nu se gândesc că transformă pământul și construiesc o delta undeva la câteva mii de kilometri. Și în același timp, nu numai asta, ce este extraordinar este că acea transformare a adus prin eroziunea solului o grămadă de nutrienți în Marea Neagră și a schimbat complet structura ecosistemului acolo. De exemplu, înainte de această explozie a nutrienților și eroziunea solului, majoritatea microorganismele din Marea Neagră aveau un schelet bazat pe carbonat de calciu, pe calcar. Odată ce solul a fost erodat, au adus o grămadă de siliciu, care vine din rocă. Și a schimbat ecosistemul pe microorganisme care au schelet din siliciu. Ar trebui să fie un institut care să fie deschis lumii. Să vină cercetători din întreaga lume să studieze minunea care este Delta Dunării și Marea Neagră.
ar trebui să aibă o structură prin care conducerea institutului să fie aleasă prin concurs mondial, să fie ceva în care să arătăm că noi putem să facem cercetare în țara noastră fără să ne temem că alții sunt mai buni decât noi. Nu există un port mare unde să pui un vas de mari dimensiuni. Dar nu există vas, în primul rând, chiar pentru acest tip de cercetare. Chiar dacă ar fi. Ați văzut aici un vas de tipul care l-ați filmat, Tayoga, lipsește în România. Eu nu pot să fac cercetare în zona de coastă din cauza că așa ceva nu există. Cât de scump este un astfel de vas? Echipamentele cât de scumpe sunt? Nu contează banii. La o țară de dimensiunile României și cu deschidere la mare, este obligatoriu să ai așa ceva. Nu cred că este foarte mult. Ceva de ordinul a $1,000,000 ca să-ți faci ceva cu care să pornești. Și îmi spuneați cu ce se deosebește Delta, de ce e o minune, de ce Cousteau a venit acolo. Este o Delta norocoasă, de-aia zic eu. E foarte norocoasă pentru că a scăpat de Ceaușescu. Exact la momentul potrivit. Deci este Delta din zona temperată, care este cea mai bine păstrată din lume. Și în plus nu are aligatori, cum are Mississippi, nu are crocodili, nu are șerpi. Este o Delta prietenoasă, norocoasă, prietenoasă și extraordinar de frumoasă. Ai descoperit mai multe tipuri de Delta. Ce înseamnă asta? Îmi place foarte mult să mă uit la hărți. Da? Și tot uitându-mă la harta Deltei, mult m-a lovit ceea ce era evident, așa ca un ciocan. Deși te uiți la o hartă în fiecare zi, o pui pe perete, te uiți 10 minute. După 2 ani de zile m-a lovit ceea ce ar fi trebuit să fie evident pentru toată lumea. Delta Sfântul Gheorghe. E complet, e șocantă când te gândești. Te uiți la relieful ei în nord, spre Sulina, e un câmp de nisipuri. Practic, plăji una după alta. Se numește formațiunea Sărăturile. Dacă te uiți în sud, e diferit, e o mlaștină. E o mlaștină unde sunt singurele nisipuri, sunt niște cordoane litorale, exact cum e insula Sahalin. Deci e o succesiune de aceste cordoane litorale pline, umplute cu mlaștine. De ce aceste două părți ale deltei e așa diferit? Și de la aceea a venit ideea că acea deltă este o deltă asimetrică care nu se poate construi decât dacă ai râul și curentul litoral luptând una cu alta. Insula Sahalin care crește. Crește, da. Deci curentul litoral, partea din nordul Sfântul Gheorghelui până la Sulina, e construit nu de râu, ci de curentul litoral care aduce nisip în lungul plăjii și este blocat la gură de curentul fluvial, de râu, care se varsă în mare. Și așa tot construiește plajă după plajă, plajă după plajă. Iar în sud, tot ce vine din brațul Sfântul Gheorghe merge la sud și construiește cordoane litorale precum Sahalinul și în spatele cordoanele litorale umple cu mâl, cu mlaștin, cum e acum Meleaua, în spate unde se duc turiștii să vadă lebedele și pelicane. Și tot așa, timp de 1000-2000 de ani, de acolo a venit ideea de a pune ordine în delte. Așa, delte asimetrice, pe urmă delte simetrice, pe urmă delte de tip râu. Și deci asta a fost contribuția noastră, care a venit șocant de la Sfântul Gheorghe. Și asta înseamnă că în mediul academic, cărțile după care învață studenții și în care se vorbește despre delte, contribuția voastră a intrat și studenții învață acum o nouă clasificare a deltelor? Absolut, absolut. E cea mai citată lucrare a mea. Se învață după asta și sunt foarte mândru de asta. Pur și simplu exact căderea unui măr în cap sau un moment de când poți să spui evrică. Cum se numește această teorie? Teoria deltelor asimetrice. Fiul meu îmi spune deja de acum, el e american, dar vorbește românește, îi place în România. Probabil că
probabil că dorul de țară ajunge la a treia generație. Când începe să spună, băi, bunicul meu parcă venise dintr-o țară undeva, din Europa de Est. Ia să văd cum e acum. Probabil că așa o să facă și nepoții mei. Ce îți lipsește cel mai mult de acasă? Foarte grea întrebare. Ce îmi lipsește de acasă? Totul. Aerul, lumina, părinții, locurile, amintirile unde am crescut. Mirosul mâncărilor. Fostele dragoste. Totul e o altă lume. E ceva... E trist să fii în exil. Așa mă consider eu. Deși după 90 nu se mai vorbește de exil, ca pe vremea lui Eliade sau Cioran. Este exil. Majoritatea colegilor cu care sunt amici și sunt plecați, expatriați, se consideră în exil. Nu poți să fii plecat de acolo de unde te-ai născut să te rupi și să știi că nu poți să mergi înapoi să faci ceea ce vrei să faci tu. E un exil economic, practic. Un exil impus de această tranziție foarte lungă dinspre anormal spre normal. Te mai întoarce în România? M-aș întoarce și cred că o să mă întorc. Măcar să mă mormântez acum. M-aș întoarce dacă mi s-ar da puțină mână liberă să îmi cresc o școală, să-mi fac un laborator.